și bine ați revenit pe acest canal. Sau bine ați venit pentru cei noi. Eu sunt Manuela și, cum ați văzut și în titlu, astăzi vă prezint ce mănânc într-o zi obișnuită. De specificat este faptul că în fiecare dimineață beau un pahar de apă la temperatura camerei, pe stomacul gol. Apoi, de obicei, urmează cafeaua. Foarte rar urmează ceva solid, pentru că nu am poftă de mâncare de dimineață. Iar după ce beau cafeaua, începe ziua și mănânc cumva ce se ivește. Nu îmi fac un meniu de pe o zi pe alta sau foarte strict, în funcție de ce avem prin frigider. De obicei, cumpărăturile, după cum vedeți pe canalul meu, le fac săptămânal, ori de la Lidl, ori de la Auchan, și ne organizăm în săptămâna respectivă să mâncăm cam ce avem în frigider. Vizionarea plăcută! Și nu uitați să vă abonați, că urmează Vlogmas. Nu știu exact cum se va desfășura, pentru că orașul în care locuiesc, și anume Constanța, este în carantină, așa că nu o să putem să ieșim cam peste tot. Dar suntem și noi curioși cum se va desfășura această perioadă a anului. La micul dejun astăzi am ales să mănânc fructe. Am jumătate de banană rămasă de la Rebecca, jumătate de pară și o felie din pomelo. Pentru că Rebecca obișnuiește să ia o gustare în timpul orelor în pauză, am ales și eu să mănânc o gustare astăzi și am pus o felie de pâine cu ceapă, cu icre, două roșii sherry și câteva felii de salam. Pentru masa de prânz vreau să pregătesc o salată din salată verde, ceapă roșie, un pește afumat. Am încercat să-i găsesc oasele, dar am văzut că, de fapt, nu cred că are. Așa, am luat un macro afumat de la Oșa. Pun puțină lămâie. Și apoi o să pun puțin porumb și fasole roșie în conservă. Eu am conserva de la Lidl. O să pun așa. Am scurs de apă, de zeamă, de fapt, în care erau, și porumbul și fasolea. Așa. Am scurs puțin. Și porumbul. Nu cred că îi mai pun ulei, pentru că peștele e destul de gras. Și fasolea, nu știu, asta pun saramură, fasolea și porumbul. În schimb, o să-i pun puțină sare. Ceva buciuc sau oregano. Cam asta este salata. Am făcut pentru mine și pentru Rebecca. Nu se putea să treacă ziua și să nu mănânc ceva dulce, am ales o bomboană Raffaello. Iar pentru cină am avut pește la cuptor, niște lipii, sau mai bine zis plăcinte turcești, pentru că sunt umplute cu telemea și cu verdeață, cartofi dulce, niște bulete de brânză, luate de la Lidl cu ardei iute înăuntru, și sos de smântână cu usturoi. Acesta a fost meniul zilei de astăzi. O zi de toamnă, de noiembrie, de an 2020, de pandemie. Și vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru comentarii și ne vedem la următoarele. Am zis prea mult și pa!